domol, prin tumultul ploilor, prin zbucium și neliniști, prin toamne și primăveri, și-a găsit loc în capul mesii o frumoasă sărbătoare. Aniversarea a 50 de ani de la înregistrarea căsătoriei, care în popor se spune Nunta de Aur. Povestea de dragoste a acestor frumoase familii a început cu 50 de ani în urmă, când s-au întâlnit într-o frumoasă zi, care a fost o dragoste de la prima vedere, care și acum este. Și în anul 1969, în temeiul cererii, a fost înregistrată căsătoria acestor frumoase perechi. Aceste frumoase perechi, în fața altarului civil, atunci au zis da, care pe parcurs au creat familie bazată pe dragoste, care a fost și rămâne cea mai de preț comoară, stimă, care este izvorul confortului sufletesc, atașament, care este o artă ce trebuie însușită de fiecare dintre noi, răbdare și iertare, care sunt cele mai mari virtuți creștinești. Iubirea v-a unit în acea zi sfântă și v-a făcut fericiți pentru tot restul vieții, deoarece doar iubirea scoate la lumină bunătatea și frumosul. Atunci ați pornit în drumul lung al vieții în doi, fiindcă viața este dată pentru a fi trăită în doi. Pentru că atunci când sunteți împreună, totul este mai simplu și mai ușor, iar sufletul înflorește în fiecare zi când are lângă el persoana din partea căreia se simte iubirea. Astfel sufletul nu îmbătrânește niciodată și orice furtună este mai ușoară, orice barieră poate fi dărâmată, căci aceasta este puterea dragostei de a transforma orice lucru simplu în lucru divin. De fiorul care vă încearcă acum, ca și cei ca cu 50 de ani în urmă, pentru că sunt sigură că vă mai amintiți așa cum erați. Flăcăi frumoși, înalți ca brazii, tineri, educați și alături de dumneavoastră v-ați găsit niște bobocei de fată care erau așa atunci, frumoase ca zeițele, blânde și harnice, care v-au prins inima și v-au pus pe jar sufletul. A fost o dragoste de la prima vedere, după care a urmat cununia și oficializarea căsătoriei. Dumneavoastră ați devenit un tot întreg, o familie, un neam. 50 de ani ați mers umăr la umăr pe acest drum care se cheamă căsnicie. Ați construit ca două rândunele cuibul ce se cheamă familia. Simbol al anilor petrecuți împreună, al fericirii și dragostei veșnice, vă este și menținută de 5 decenii. Centru chipează eterna dragoste a unuia față de altuia. Dar cea mai de preț bogăție care ați obținut-o dumneavoastră, cred că sunt copiii. Dumneavoastră cei care ați născut și ați crescut niște copii deosebiți. Doamna Luba și Efim au crescut doi copii frumoși, gospodari. Domnul Sergei și doamna Steleana au crescut la fel doi copii gospodari, frumoși. Și domnul Ion și doamna Lidia la fel au crescut patru copii care au plecat în lume, dar revin pentru că dumneavoastră ați știut să fiți niște părinți deosebiți. Eu vreau să vă felicit din suflet cu această frumoasă sărbătoare și să vă doresc să fiți tineri la suflet așa cum ați fost și sunteți. Să vă știm frumoși gospodari pentru că ați lăsat în urma dumneavoastră construite case, săpate fântâni, sădiți pomi,
și ați crescut copii. Dumneavoastră sunteți un exemplu demn de urmat. Fie-vă faptele răsplătite Dumnezeu și aibă El în pază și încă mulți, mulți ani înainte alături de cei dragi. Noi, administrația publică locală, să știți că este o tradiție ca în fiecare an să menționăm acele cupluri care au 50 de ani de căsătorie și la fel și anul acesta vreau în fața dumneavoastră a tuturor să le ofer o diplomă pe care o merită și un premiu bănesc. Așa, și vreau astăzi să înmânez familiei Barcaru, domnul Serghei și doamna Steleana, în semn de recunoștință și mulțumire pentru sârguința dumneavoastră de a fi iubitori, cu credință de a contribui la păstrarea și promovarea valorilor și tradițiilor familiei, la cei 50 de ani de căsătorie. Să ne trăiți ani mulți frumoși! Buchetul de flori, buchetul de flori pentru doamna Steleana și domnul Serghei. Și la fel vreau să îmbunez familiei Born, domnul Etin și doamna Iuba. La fel, în semn de recunoștință și mulțumire pentru sârguința dumneavoastră de a fi iubitori, de a crește copii cu credință, de a contribui la păstrarea și promovarea valorilor și tradițiilor familiei. Da, înmânăm această diplomă cu mare drag și ne bucurăm că ne sunteți alături. Diplomă și banii. Așa. Și florile pentru doamna Steleana și domnul Serghei. Și în continuare vreau la fel cu multă dragoste, cu mult respect pentru dumneavoastră, dragii noștri, cei care astăzi sunteți la o frumoasă aniversare a căsătoriei dumneavoastră, să vă mânăm din suflet această diplomă din partea administrației publice locale, cu mult drag și cu gânduri bune. Florile. Florile, vă rog, pentru familie Morat. Florile, florile. Da, mai trebuie un buchet de flori. Noi vrem să vă mulțumim că nu ne-ați refuzat și sunteți astăzi alături de noi și ne faceți sărbătoarea mai frumoasă, așa cum este chipul dumneavoastră frumos. Și dacă aveți să ne spune cineva ceva, da, am fi foarte bucuroși. Sunt emoțiile foarte mari. Să vă spun. Acum trece. În primul rând vreau să mulțumesc colectivului care a organizat așa o festivitate frumoasă, mare, bogată, interesantă. Și în primul rând doamnei primar, care sub conducere sau sub agheta, să spun, a dumneavoastră s-a organizat așa o festivitate frumoasă. Despre viața noastră, ce să vă spun, a fost o viață cu cotituri. Când noi bine, când mai rău, dar așa și-a trecut. Foarte multe evenimente importante, interesante, cu greu, cu bine, cu ușor, dar au trecut și am ajuns la așa o vârstă de, nu vreau să zic 50, măcar 18 și tot e bine. Eu, așa ani. Ce să vă mai spun? A fost o viață cu cotituri, ca la fiecare. Ba mai bine, ba mai așa, mai puțin bine. Însă toate au trecut, au rămas în urmă și ne gândim la viitorul nostru. Poate că zicem mulțumim Domnului că ne-a ținut la așa ani și dacă o să ne mai țină câțiva, tot o să zic mulțumesc sau cum se zice în popor, voda prostă. Ce să vă mai spun? Cam așa,
a fost viața noastră. Dacă e scris, e scris foarte multe, aș scrie, cred că, o petiție, o carte sau ceva mult aș scrie, dar aici e timpul limitat și vă mulțumesc la toți și la consătenii care s-au prezentat astăzi, au lăsat poate că acasă diferite lucruri, diferite probleme și au venit, s-au prezentat și să sărbătorească împreună și sărbătoarea satului și în lupte să veselească, să mai vadă ce se mai întâmplă și în satul nostru natal. Frumos, bogat, toate că eu m-am născut în alt sat, satul meu e Șmerca natal, dar am trăit acolo mai puține ani decât în sat Cobâlea, cu mult mai puțin. Și socot sat Cobâlea, satul meu al doilea, dar poate primul natal. Vă mulțumesc încă o dată, din suflet! Vă mulțumim! Dacă cineva mai doriți să... Da, dar repetați, chiar... Mai întâi vreau să vă mulțumesc că suntem astăzi alături de dumneavoastră, ați organizat așa, da, festivitate și despre viață ce pot spun și la toți a fost greutăți și neajunsuri, dar le-am depășit pe toate și am ajuns până la 50 de ani. Vreau la fiecare să-i doresc să ajungă la 50 de ani și încă 50 mai departe eu vreau să mai trăiesc încă. Uite rău, da. Noi vă mulțumim și cred că sunt sigură că și nenea Efim ceva are să ne spun. Am emoții, scuzați-mă, mă rog, că de bucurie plâng. De bucurie că am ajuns la vârsta asta și trăiesc bine cu mea. E, nu chiar bine, că alătătă nu vezi. Întâmplă și mai rău și mai bine. Dar ce să faci, așa e viața. Tu băgați, hai de asta din băgați, dai la unul și iertăți. Mă scuzați de emoții, că vă zic la tăți mulțumesc, să ajungeți tății și mai bătrâni ca mine găsiți. Și mai frumoși, mai sănătoși. Vă mulțumesc din suflet, Angela. Și noi vă mulțumim frumos și ne dorim ca să sărbătorim împreună cu dumneavoastră și nunta de diamant. Vă mulțumim mult! Da, vă mulțumim, vă mulțumim.